Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeii, zice Ierusalimul. De aceea așa vorbește Iahua. Iată, îți voi apăra pricina și te voi răzbuna. Voi seca marea Babilonului și voi usca izvorul. Ieremia 51, cu 35 și 36. Acum știm numele mării, Marea Babilonului. Acum putem înțelege că fiara din Apocalipsa 13 se ridică din Marea Babilonului, acea mare a doctrinei false. Și am stat pe nisipul mării și am văzut o fiară care se ridică din mare, Marea Babilonului, având 7 capete, 7 zei ai ebdomadului sacru și 10 coarne, începutul împărăției lui Nimrod, și pe cele 10 coarne ale sale, iar pe capetele lui erau nume blasfemice. Astfel, fiecare dintre aceste capete, șef sau domn, 7 zei ai ebdomadului sacru, avea un nume blasfemic. Iahua va numi cu siguranță săptămâna păgână de 7 zile, numite după cele 7 planete blasfemitoare. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături. Vor răgni împreună ca niște lei, vor țipa ca niște pui de lei. Ieremia 51, de la 37 la 38. Două alte legături înapoi la balaurul și fiara din Apocalipsa 13 cu 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Când vor fi încălziți de vin, le voi da să bea și îi voi îmbăta, ca să se înveselească și apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Iahua. Ieremia 51 cu 39. Ar putea să se refere la sărbătorile săptămânii păgâne, adică vineri musulmani, sâmbătă evrei și urmași, duminica romano-catolici și fiice? A sărbătorit această sărbătoare într-un somn din care nu se trezește? Îi voi coborâ ca pe niște miei la tăiere, ca pe niște berbeci și niște țapi. Cum s-a luat sesacul Babel? Cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul? Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor? Ieremia 51 cu 40 și 41. Lucrul pustirii va fi discutat în detaliu mai târziu în studiu. Marea s-a înălțat peste Babilon. Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Cetățile lui au ajuns un pustiu, Shama, un pământ fără apă și pustiu. Voi pedepsi pe Bel în Babilon, închinarea Sfântului Ebdomad, Soarele, Luna și cele cinci planete, 2 împărați, 23 cu 3 și 5. În Babilon îi voi smulge din gura ce a înghițit și neamurile nu se vor mai îngrămădi în el. Chiar și zidul Babilonului va cădea. Ieșiți din mijlocul lui, poporul meu, ieșiți din închinarea Sfântului Ebdomad și fiecare să-și scape viața, scăpând de mâna aprinsă a lui Iahua. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățuile lui cele înalte, turnurile zigurat din Babel, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Iahua. Răsună strigăte din Babilon și sunetul un mare prăpăd în țara Haldeilor.
căci Iahua pustiește Babilonul și face să înceteze zarva cea mare, vocea care a dat o doctrină falsă lumii. Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși, li se sfărâmă arcurile. Și anume, voi îmbăta pe voievozii și înțelepții lui, pe cârmuitorii, pe căpetenile și vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci și nu se vor mai trezi, zice împăratul, al cărui nume este Iahua al oștirilor. Așa vorbește Iahua al oștirilor, zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte, Babel, ca în turnul Babelului, care era într-adevăr o poartă înaltă, înseamnă poarta Belului, vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Ieremia 51 cu 42, 44, 45, 53 la 58. Iahua vorbește aici sub titlul de Sebaoh. Pentru a obține înțelepciunea acestui verset, trebuie să înțelegem în ce mod vorbește. Uneori el vorbește ca Elion, cel mai înalt, sau El Shaddai, cel atotputernic, sau Roi, my shepherd, păstorul meu.